Doamnelor și domnilor, iată titlurile zilei. Bătaie de joc la adresa făgărășenilor, dar și a celor care trec prin orașul nostru. Astăzi, controalele OPC au scos la iveală fapte greu de imaginat. Chiar în grupul sanitar din gara Făgăraș, o angajată prepara mâncare. Nici la magazinele ce vând carne și mezeluri nu a fost mai bine. Aici, la apariția echipelor de control, comercianții au sărit la ceartă. Nereguli s-au constatat și în piața agroalimentară, dar și la unii taximetriști. Încă o firmă făgărășană pusă pe butuci de patronul grupului Interagro Ioan Nicolae. Societatea Power Plant Făgăraș, prin care se intenționa să se investească 72 de milioane de euro în centrale electrice de cogenerare, a intrat la cerere în insolvență. Renumiții meșteri populari din Drăguș vor să transmită mai departe vechile tehnici prin care se realizau articolele de îmbrăcăminte, dar și obiectele ce decorau casele de odinioară. Tradiția este dusă mai departe în cadrul centrului meșteșugăresc Drăguș, Casa Cojocarului Dumitru Sofonea. Aici, de-a lungul iernii, au loc șezători, sâmbătă fiind programată una dintre acestea. Scenariu desprins parcă dintr-o comedie absurdă. În toaleta pentru bărbații a gării din Făgăraș, echipele Oficiului pentru Protecția Consumatorului, care au descins astăzi în orașul nostru, au găsit-o pe îngrijitoare cu un castron plin cu carne pe care o prepara pe un reșou așezat lângă vasele de faianță ale WC-ului. Inspectorii au controlat gara Făgăraș după numeroasele reclamații ale clienților cu privire la condițiile deplorabile din stația CFR Călătorii. Aici sălile de așteptare sunt închise și este mizerie peste tot. Plecând de la startul, începutul problemei, e o chestiune discutabilă. Noi am primit, sau eu am primit, la instituția pe care o reprezint, o reclamație și o nemulțumire din partea primarului Făgărașului. Bineînțeles că, într-un fel, sunt mândru de faptul că primarul înțelege că ceea ce nu poate dânsul și nu este capabil să rezolve, pot eu să rezolv, lucru care o să-l și demonstrez și așa cum se vede o să-l și fac. Dacă lucrurile nu le interpretează în sensul în care această incapacitate a dânsului de a rezolva problemele locale trebuie rezolvate cu alte instituții. Din păcate, gara din Făgăraș nu este un loc deloc reprezentativ pentru acest loc. Dar situațiile merg mult mai departe, iar lucrurile descoperite de noi acolo ne-au lăsat fără cuvinte, pentru că nu am mai întâlnit până în acest moment ca în toaleta bărbaților din această gară să existe recipiente cu carne și să se gătească mâncare sau să fie depozitată mâncare acolo pe lângă alte obiecte. Nu se poate așa ceva. Pe lângă celelalte aspecte de igienă și tot spațiul gării nu are niște condiții proprii bunei desfășurări a activității, sălile de așteptare sunt închise. Am descoperit și cum era și reclamația geamuri sparte, o lipsa unor informații, lucru care în următoarea perioadă vor fi cercetate și sancționate de noi. O echipă a Comisariatului Regional Brașov pentru Protecția Consumatorilor a descins în această dimineață și în piața agroalimentară din Făgăraș. Inspectorii, în frunte cu șeful lor, comisarul Sorin Susanu, au mers mai întâi să verifice dacă în urma controalelor din 27 octombrie 2015, în hala de brânză și la mai multe carmangerii din piață, comercianții găsiți cu nereguli și avertizați s-au ținut de cuvânt și au remediat deficiențele. Erați, cred că am discutat data trecută parcă când a fost în control. Erați și dumneavoastră, cred că și doamna și dumneavoastră. Parcă am vorbit cu dumneavoastră. V-am rugat câteva chestiuni. La care le-a plecat? La care le-a plecat? Aveți? Echipele de control au mers apoi la magazinele care vând carne și mezeluri. Acolo au fost întâmpinați, spun inspectorii, cu scandal. Ca urmare a acțiunii pe care am desfășurat-o în urmă cu câteva luni și faptul că am descoperit numeroase nereguli, am revenit pentru a încerca să aducem la normalitate activitatea din zona pieței, dar
și a altor servicii care se desfășoară în Făgăraș. Din păcate, încă există nereguli, din păcate agenții economici, în loc să înțeleagă să aibă o atitudine corectă, să respecte legislația și pe consumatori, încearcă să găsească diferite tertipuri, prioritar pentru ei fiind doar câștigul financiar. Surprinzător și total neplăcut este și faptul că inclusiv spații care aparțin administrației pieței sau direct primăriei, vom afla în perioada următoare, desfășoară activitatea în condiții total improprii și la prima vedere fără a avea o legalitate a funcționării, lucru care este cu atât mai grav și care va fi sancționat de noi și transmis inclusiv altor autorități abilitate să cerceteze aceste aspecte. Există numeroase produse de carne care nu sunt etichetate, nu cunoaștem proveniența și termenul de valabilitate, lucru care l-am discutat și la controlul anterior. Există neconcordanță între documentele, avizul care pleacă de la producător și eticheta finală, lucru care iară ridică semne de întrebare. Discutăm despre alte aspecte de informare și depozitare care le vom elucida. Din păcate, aceste chestiuni aproximativ la fel au fost descoperite și la ultimul control. Parte din comercianții din piață, cei în principiu direct producători care nu interpretează într-un mod tendențios controlele noastre, ci într-un sens propriu, au remediat deficiențele. Tot ceea ce am discutat și consultanța pe care le-am oferit-o a fost benefică. În momentul de față, respectând toate normele legale, un lucru foarte bun, de la care sper să trag anumite concluzii și ceilalți. După încheierea primei etape de control, inspectorii au verificat dacă reclamațiile primite de la niște clienți cazați la hotelul pieței se confirmă. În acest scop au intrat în spațiul de cazare și au cerut actele contabile de la recepție. Hotelul din piață, după cum scrie la intrare, această unitate de casare este un loc total impropriu de folosit, cu egrasie, cu paturi rupte, mâncate de moli, este un spațiu total inadecvat. Iar în această situație măsurile vor fi extrem de grave, pentru că municipalitatea ar trebui să cunoască foarte bine legislația în domeniu și să o respecte, nu să aibă o atitudine în care să se considere mai presus de lege. Și unii dintre taximetriști au fost găsiți în neregulă. Un aspect foarte prezent în sesizări este acela că oamenilor li se refuză curse pentru că ar fi prea scurte. Un taximetrist care recurge la acest răspuns în fața unui client poate fi amendat cu până la 20.000 de lei, aceea sumă putând fi plătită și dacă se constată lipsa atestatului. În timpul controlului, comisarii OPC au mai descoperit nereguli legate de diferențe între tarifele afișate pe ușile taxiurilor și cele indicate de ceasuri, dar și în exteriorul taxiurilor și cele din interior, truse medicale și extintoare expirate. După Nitroporos, Ion Nicolae bagă și Power Plant Făgăraș în insolvență. Centrala electrică de 12 milioane de euro nu se mai face. Firma Power Plant, SRL din Făgăraș, una dintre firmele prin care grupul Interagro intenționa să investească 72 de milioane de euro în centrale electrice de cogenerare, a intrat în insolvență la cerere. Numai la Făgăraș, omul de afaceri Ion Nicolae intenționa să investească 12 milioane de euro într-o capacitate de producție de 14 megawatt. De altfel, firma făgărășană a fost introdusă și în strategia energetică a României în 2009 cu sprijin acordat investitorului. Centrala trebuia finalizată în acest an, potrivit strategiei. Puterea instalată a acestor centrale este calculată la 81 de megawatt, iar investițiile urmau să fie recuperate în 3-5 ani de la finalizarea lucrărilor, se arăta într-un comunicat al grupului Interagro în urmă cu 3 ani. Scopul realizării acestor centrale era de a produce energie necesară consumului fabricilor de pe platformele industriale. Între timp însă combinatul Nitroporos a intrat în insolvență, iar energia Power Plant nu ar mai putea fi folosită pe platforma industrială. Suntem în anotimpul șezătorilor și centrul meșteșugăresc de la Drăguș iese gazda unor astfel de adunări ale sătenilor în fiecare sfârșit de săptămână. Aici activitatea la războaiele de țesut este întoi și în celelalte zile. Am găsit-o pe Valeria Sofone, soția celebrului cojocar din Drăguș, trebăluind de zor, alături de alte două femei din sat, pe lângă războaiele de țesut. Să pregătesc săgate, așa cum se spune în frumosul graiar ardelenesc, iile și țesăturile pentru mâneci și cheptare. Valeria Sofone a lucrat
lucrează de când era mică la cojoace, ei fețe de masă și ștergare. Știe în amănunt tehnica la războiul vechi. Aici e centru de cojocărie, casa cojocarului Sofonia Dumitru și de costume populare. Și mai am două femei care suntem neamuri cu ele, verișoare bărbatul meu, și avem pus pe război, acolo vrea să facă, să îmbrăcăm scaunele și aici iară și sus avem pentru ei, vă arătăm și acolo și țesem. Și acum când, până acum le-am pornit un pic și fiecare avem războiul nostru. Facem pentru noi ca să fie casa cojocarului pusă la punct și după aia cred că se va vinde. Noi lucrăm, eu sunt căsătorită de 58 de ani și am lucrat în toată lumea asta cheptare. Cred că și astea se va vinde, ce lucrăm noi cu meșterii, adică cu copiii și cu cine învățăm, care le învățăm aici. La țesut știe în Drăguș aproape toată lumea, dar cele mai bătrâne. Centrul Meșteșugăresc Drăguș, casa cojocarului Dumitru Sofonea, este o adevărată manufactură. Așa s-a și dorit. Construit cu fonduri europene atrase de primăria Drăguș, renumiții meșteri populari vor să transmită mai departe vechile tehnici care au îmbrăcat generații și au împodobit gospodăriile românești. Țesem modele de ei, mâneci țărănești, cum se face la noi. Țesem la război. Două inse ca să lucre aici la război ăsta, una singură nu prea poți. Avem modelul tot după destea făcute. Modelul după, scoatem pe hârtie. Pe hârtie și după îl aplicăm și aici. Și să țiese eu de cu două suveici, una cu colorat, cu arniș, cu ce vrem să facem și una cu bumbac. Să ridică cu spetezile din spate și aici să bagă la război pe rost, cum ne zicem noi. La o mâine ca unei, dacă venim de dimineață și ne apucăm și suntem două persoane, una care ridici la iță și ridici pe tiaza și alta care ți ieși în față, într-o zi o faci o mânecă, dacă lucri bine și stai de lucru. Bun, și atunci o ie întreagă? O ie întreagă în trei zile. O faci, două persoane, două inse. Una să ridici din spate și una să ți ieși în față. Țesăturile sunt confecționate manual, folosindu-se tehnici tradiționale vechi, cu o cromatică și ornamentație specifică țării Făgărașului. La noi în sat, toată familia are un costume țărănești, că pe timpul nostru toată lumea știa să țasă. De la mamă la fică știa să-și facă costumul țărănesc. În afară de cojocărie, cojocăria făcea cojocarul care era anume cojocar. Cheptarele, astea le făcea cojocarul, dar ia, brâul, șurțele le făcea în familie. Fiecare, mama știa, învăța fica știa. Mai departe. Pe departe. Acum s-au mai schimbat treburile, după ce a plecat tineretul din țară. Și din țară și la serviciu, pe de-a rândul, noi ele mai bătrâneștim. Avem modele de tot felul. Se face numai alb-negru? Se pot face alte culori? Nu, se face modelul la satul nostru, la tineriet se face puiile, se face cu arniș vânăt. Cu albastru. Cu albastru. Ele se încinge cu șurțe și cu ciorapi în vărguță. Ăsta e modelul nostru. Și la fetele care se încing, avem și cretințe. Cum se poartă cretințe, fustă, ele le poartă tot tinerietul, ele sunt pe pui negri și cu laibăre, nu cu cheptare de cojocar, cu laibăre făcute și ele să fac cu mâna și ele cu vestuțe negri. Copile mici ne-au învățat mamele și ne-au pus la treabă, că eram de la școală și zicea să vă învățați. Făceam lucru manual și la școală ne învățam să facem dantele, să țesem și să știm ce suveca, să știm ce țițele, toate. Am început de mult, cred că tot pe clasa a doua, a întâia, că mama mi-a făcut o ie fără pui. Pe timpul meu, am 75 de ani, pe timpul meu, vă dați seama, să făceam cruci și mi-a cusut-o la o mătușă de-a mea care avea mașină de cusut și nu mi-a făcut numai niște trăsături de mașină. Și atunci m-am silit la școală, am început să fac pui în cruci.
La Drăguș are loc sâmbătă o șezătoare la care femeile sunt așteptate să lucreze de mână, dar și să povestească sau să cânte, așa cum se făcea odinioară în satul românesc pe timpul iernii. Evenimentul cultural începe de la ora 14 și are loc la centrul meșteșugăresc Drăguș, casa cojocarului Dumitru Sofonea. Participantele la șezătoare vor avea ocazia de a învăța tehnici ale lucrului de mână de la o dantelăreasă celebră din județul Brașov, meșterul popular Violeta Carmen Roman, renumită pentru talentul ei în dantelărie, în tehnică frivolite, dantelării lucrate în ață, cu suveica.